Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. În fiecare zi, premierul României, Mihai Tudose, ne spune că în România curge lapte și miere. În această seară, verificați-vă bine pijamalele, poate găsiți în buzunare lapte și miere, creștere economică, da, prosperitate. Poate doar la baronii PSD sau la prietenii baronilor PSD numiți în funcție. În timp ce Tudose vorbește despre creșterea economică a României și despre faptul că mai avem puțin și o să devenim tigru economic al Europei, în România se dă un război dur pentru putere și libertate. Un război între o tabără extrem de influentă din justiție și serviciile de informații și tabăra politică care conduce România acum. Chioveși versus Liviu Dragnea. Războiul acesta de tatonare a intrat pe ultima sută de metri. Liviu Dragnea este o țintă a procurorilor DNA și a procurorilor de la parchetul general. Asta de bună seamă. Săptămâna aceasta, Petre Pitiș, un prieten din copilărie și administrator al afacerii Teldrum, a fost pus sub acuzare de procurori într-un dosar de evaziune fiscală. Ar fi moșmondit, ar fi furat fonduri europene de câteva milioane de euro cei de la Teldrum. Interesant este că află procurorii despre lucrurile astea astăzi. De partea cealaltă, tabăra anti-Chioveși și furnizează informații și documente și imagini pe care o să le vedeți imediat la Dosar de Politician, extrem de interesante despre viața privată a doamnei Chioveși și despre trecutul doamnei Chioveși. Este un război care are următoarea finalitate. Suntem pe ultima sută de metri. Liviu Dragnea urmează, spun surse politice și judiciare, să fie pus sub acuzare cât de repede. Poate în luna septembrie, poate în luna octombrie, odată cu sentința din dosarul, cel de-al doilea dosar penal pe care îl are. De partea cealaltă, doamna Chioveși urmează să fie atacată sau urmează să fie supusă unei cereri de revocare din funcție. În paralel cu asta, tot sistemul de justiție a făcut zid în jurul doamnei Chioveși, în alta curte de casație și justiție, CSM-ul și parchetul general, Ministerul Public, au semnat săptămâna aceasta un document halucinant. Au spus că procurorii și judecătorii trebuie încă o dată să dea mână de la mână și să lupte împotriva corupției. Da, este un angajament făcut de șefa CSM, de procurorul general României Augustin Lazăr și de președinta în alte curți de casație și justiție, un protocol în câteva puncte în care se vorbește negru pe alb că judecătorii și procurorii din România trebuie să lupte, da, să întărească statul de drept și lupta anticorupție. Noi știm de la carte că judecătorii fac dreptate, că judecătorii trebuie să analizeze probele acuzării și probele apărării, că judecătorii sunt deasupra, da, urmăririi penale. Urmărirea penală o fac procurorii și că judecătorii și procurorii nu au ce căuta în aceeași barcă, mai simplu spus. Îi salut pe invitații mei din această seară, doamna Ingrid Mocanu, bună seara. Bună seara. Fost director în Ministerul Justiției și Dumitru Dragomir, bună seara, domnule Dragomir. Bună seara. Om de afaceri, pățit cu DNA, pățită și doamna Ingrid Mocanu, pozițiile dumneavoastră le cunoaștem. Haideți încă o dată să vedem documentul și să vedem, doamna Mocanu, cu experiența dumneavoastră din Ministerul Justiției, da? Ce semnificație poate să aibă un asemenea document, da? Public, este un document public în care Consiliul Superior al Magistraturii, repet, în alta curte de casație și justiție și Ministerul Public reprezentat de Procurorul General Augustin Lazăr își dau mână de la mână pentru a sprijini strategia anticorupție 2016-2020. Parcă suntem la plenarele PCR de pe vremea domnului Dumitru Dragomir, da? În care luptăm, ne asumăm, ne exprimăm, aderăm la lupte, la lupta anticorupție. Da, este... Și condamnăm. Și condamnăm cu ani grei de pușcărie, domnul Dragomir. Asta știți. Este absolut scandalos acest document. Este adevărat. Am discutat și presa a făcut foarte multe emisiuni pe subiectul doamna Stanciu, care spunea că este partenera DNA, și pe subiectul Dumbravă, care spunea că justiția este un câmp tactic. Dacă doamna Stanciu era la un simpozion, să spunem, al DNA și poate a vrut să fie drăguță cu domnile lor, dacă domnul Dumbravă era un om din servicii care probabil nu s-a gândit cu foarte multă atenție ce spune, iată ne aflăm în fața unui document care ar fi trebuit să fie foarte bine făcut și foarte mult cântărit.
De mult ce a fost cântărit, o primă observație aș avea că lupta anticorupție este, strategia este 2016-2012. 20, deci, scrie doamna aici. Nu, uitați, luând act de adoptarea strategiei naționale anticorupție 2016-2012. La început. La început, da. Deci nici măcar nu au fost atenți la detalii din acestea. A fost bine în 2016, în 2012 a fost bine. Probabil, da, că și-aduc aminte de anii buni. Exact. Mai mult decât atât. Vor să o intensifice și să lupte și mai puternic decât până acum. Eu nu știu unde vor să ajungă. Adică îi arestăm pe toți și după aceea din doamna pușcărie... Doamna Bocanu, să fim vedem... corecți până la capăt. Faptul că procuratura... Să spunem că într-un demers, da, eu, procurorii spun, corect, domnule, vrem să ne... Corect, eu asta spun, singurul care se află public în matca lui legală din acest document este domnul Lazăr de această dată. Deci domnul Lazăr poate să semneze câte documente dorește domnia sa, poate să lupte cât vrea împotriva a ce idealuri are domnia sa. Problema cu atribuțiile care au fost depășite complet o au cele două doamne, doamna Tarcea și doamna Ghena. Doamna Tarcea este președinta în alte curs de casație și justiție, cea mai importantă instanță din România, și rolul domniei sale este unul, să spunem, pur administrativ, de gestionare a acestei instituții. În niciun caz, nici dacă ar dori domnia sa să lupte legal, nu ar avea cum să o facă. Și eu mă întreb, cum poate doamna Tarcea, de exemplu, să lupte anticorupție? Merge la judecătorii care au dosare și le spune ce soluții să dea? Direcționează anumite dosare către anumite completuri care știe domnia sa că luptă mai bine cu corupția? Că aceasta este întrebarea. Cum ar putea, dacă ar vrea să spunem, dacă ar fi posibile aceste puncte din această declarație comună, cum ar putea să o aducă la îndeplinire doamna Tarcea? Pe de o parte. A doua întrebare, cum poate doamna Ghena să o aducă la îndeplinire? Pentru că noi știm că plătim Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi garantul independenței justiției. Păi ce poate fi mai afectator de independență a justiției decât faptul că ea luptă împreună cu un procuror pentru anumite idealuri? Idealurile justiției într-un stat democratic, într-un stat de drept, sunt acelea ca legea să fie pe deplin aplicată. Nu să luptăm împotriva a ceva, nu să băgăm oameni la pușcărie. Scopul judecătorilor și, în consecință, al Consiliului Superior al Magistraturii este ca judecătorul să fie independent și să asigure aplicarea întru totul a legii într-un stat de drept. Domnule Dragomir, haideți să vă citez din documentul ăsta, extrem de interesant, zice așa, ce putem înțelege? Este un limbaj de ăsta de lemn al magistraților, tehnic, da, specific. Punctul 1. Prin prezenta declarație comună, ne exprimăm în mod ferm, în mod ferm, ca la Partidul Comunist, intensificarea eforturilor de luptă împotriva corupției prin toate mijloacele legale. Cum un judecător poate să intensifice eforturile lui de luptă împotriva corupției, nu? Ce poate face un judecător? Să ia de bună ce minte procurorul. Sau ce spune procurorul rechizitoriu. Să nu zicem că toți procurorii minți. Nevinovat. Fără nicio durere de cap din partea lor. Problema este alta. În țară sunt lucruri care au scăpat de sub control, domnul Mănăstire. Pensionarii mor cu zile. Pământul țării e vândut în proporție de 20%. Pădurile ni le taie în draci străinii. Locuri de muncă acum avem, dar nu mai avem muncitori. Peste 2-3 ani de zile un apartament va costa 1 milion și n-ai de unde să-l iei și nu mai cumpără nimeni, pentru că nu mai sunt muncitori. Toți au plecat afară, au plecat. Este singura țară după fața pământului care pe timp de pace au plecat 4 milioane de oameni și pleacă în draci încă o dată, rămân vile, case, apartamente goale. Și ei pentru asta, ce să facă? Trebuie să justifice salariile extraordinar de mari, pensiile extraordinar de mari și atunci n-au cum ce să justifice decât cu lupta împotriva corupției, care este o himeră, domnul Mănăstire. Asta, toate țările din lume luptă împotriva corupției, dar nu ca la noi. La noi găsești un procuror care scrie ce vrea el, dom'le, ce vrea el, că nu răspunde niciodată. Ai nenorocul să dai de un judecător sau de o judecătoare care
ia de bună ce scrie el și îți dă până în 10 ani de pușcărie. Nu, Nicușor Constantinescu are 15 ani abuz în serviciu fără să fi furat vreun leu la el acasă. Ați mai pomenit așa ceva, dar nu de cazul mâncat, meu. I-au mâncat caprele pomișorii, 15 ani. Ați mai pomenit? Cum să dai, domnule, condamnările astea? Totul, după părerea mea, se rezumă la cinstea și corectitudinea judecătorilor. Că mai sunt și judecători corecți, să știți, care nu sunt prinși în câmpul tactic. Mai sunt și judecători care au demnitate. Eu am întâlnit așa ceva. Care judecătorul, Dragomir? Pentru că dacă șefii judecătorilor din România, da, din CSM și de la Înalta Curte, dar Înalta Curte este ultima instanță a României, da? Președinte al altei curți introduce judecătorii în povestea asta cu lupta anticorupție, când nu e treaba judecătorilor să intensifice sau să lupte împotriva corupției, da? Și mai zice așa în protocolul ăsta de colaborare. Procurorii și judecătorii cot la cot își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența autorității judecătorii. Dar eu pun o întrebare. Ministru, domnule, autoritatea judecătorească, domnule, care este, toți doamna? Toți aceștia sunt în subordinea ministrului, cel puțin procurorii. Domnule, ministru, ce spune ministrul justiției, domnule? Se bâlbuie ministrul justiției. Ce spune partidul de guvernământ, domnule, care de 8 luni de zile freacă menta, să-mi iertați expresia, și ne tot duc cu vorba că vor rezolva problemele în justiție, adică vor rezolva nenorocirile, cele două nenorociri de coduri, care după care se duc zeci mii de oameni, sute mii de oameni în pușcărie nevinovați. Așa ceva este inexplicabil. Dom'le, stau și mă gândesc că noi suntem o colonie totuși. Dom'le, americanii ăștia care ne conduc, chiar nu pun și eu o întrebare, băi, nu vă opriți odată, băi, nebunilor! Nu se poate așa ceva, domnule, să fac niște abuzuri extraordinare, domnule. Problema eliberării condiționate. Domnule, să fac niște abuzuri acolo, ieșite din comun. Păi e posibil, domnule, să faci fracția, să-ți dea conducerea pușcăriei nota bene, să te duci acasă și să vină o procuroare și o judecătoare, care ei nu știu, nu iau de bună ce spun cei de la penitenciar, și te duci la pușcărie înapoi, pentru că acești oameni poate nu e simpatic, nu le e simpatic. Apropo de, de americanii domnului Dragomir, doamna Mocan, în Statele Unite, judecătorii americani, cu procurorii americani și cu cei de la instituțiile judiciare, nu știu, FBI și alții care aplică legea, FBI-ul este, face poliție judiciară, da, în Statele Unite, fac asemenea parteneriate procurorii și judecătorii în Statele Unite sau în țări civilizate? Evident că nu, niciun stat civilizat nu se face așa ceva, în niciun caz. Mai mult decât atât, judecătorul este sfânt, pentru că problema dictaturilor, să știți că nu este procurorul. Deci eu nici măcar nu vreau să acuz procurorul. Procurorul poate să scrie ce vrea el pe o hârtie. Problema este judecătorul, pentru că dacă procurorul vede că i-a mers odată, i-a mers de două ori, va face, va continua să facă același tip de abuzuri. Și aș vrea să vă spun că aceste abuzuri nu sunt permise, nu de așa de principiu, nu sunt permise de legislația europeană. Noi suntem parte a Uniunii Europene. Există un tratat, tratatul de la Lisabona, unde spune că se confirmă atașamentul față de principiile libertății, democrației și respectării drepturilor omului și libertăților fundamentale, precum și ale statului de drept. Deci noi garantăm drepturi și libertăți prin tratate, nu garantăm funcțiile structurilor de forță, nu garantăm lupta anticorupție nicăieri în tratatele constitutive. Mai mult decât atât, ne spune tratatul de la Lisabona, Uniunea constituie spațiu de libertate, securitate și justiție cu respectarea drepturilor fundamentale. Deci, practic, ei încalcă... Asta, destinsă, păi, asta este problema. Noi nicăieri în legislația europeană nu avem și nu am semnat tratate că noi respectăm lupta anticorupție. La noi în România și-au dat mâna câmpul tactic cu procurorii și-au băgat judecători eminenți la pușcărie, au luat frica
lor. Da, și acum este un haos de nedescris. De aceea noi acum ne aflăm într-o situație de neconformitate cu regulamentele, cu legislația europeană. Deci dacă cineva sesizează Comisia cu privire la această declarație comună semnată, care afectează foarte grav independența justiției, eu cred că este posibil să fie declanșată o procedură de infringement împotriva României, pentru că nu se respectă tratatele Uniunii Există Europene. Există câteva asociații de judecători în România extrem de vocale, au fost extrem de vocale, asociații judecători conduse de profesioniști, acum ar fi doamna Dana Gârbovan. Da, știți că doamna văzut Baltag, să denunțe acest este, protocol. Știți că doamna Baltag, cât era președinta unei asociații de judecători, era foarte vocală și denunța orice abuzuri, iar acum este membru al CSM. Eu sunt curioasă, doamna Baltag, când o să vină la serviciu, o să o întrebe pe doamna Ghena de ce a semnat așa ceva, de ce și-a băgat colegii judecători într-o astfel de mizerie, pentru că eu sunt sigură că foarte mulți judecători sunt corecți, foarte mulți judecători au exact aceeași opinie pe care o avem și noi și nu sunt de acord cu aceste mizerii. Ei vor să-și facă meseria așa cum trebuie. Există un număr destul de mic, dar pe care se direcționează, care sunt pe acele canale unde se direcționează dosarele de interes, da, care fac de râs efectiv întreaga magistratură, pe toți judecătorii. De fapt, asta ușor, ușor este problema. Se vor duce și ei la pușcărie. N-ați scăpat nimeni. Păi vedeți, s-o să vedeți acum. Care este problema? Că i-am băgat la pușcărie pe Ficior și pe celălalt, că îi oprimau pe ăia prin pușcării, dar pe cei care au trimis, parcă ăia s-ar fi dus singuri, știți? Pe cei pe care au trimis acolo, nimeni nu i-a întrebat de sănătate. Doamna domnul judecător, de ce condamnări abuzive? Opinia publică vede ceva. Vede un lucru pe care noi mass media îl transmitem, că se vede deja cu ochiul liber, da? Pe de o parte avem o clasă politică coruptă, domnule Dragomir, și nu puteți spune că nu e o clasă, politică coruptă în ansamblu ei, da? Avem povestea cu partidul de guvernământ care are acuzații grele și Dragnea și alții, afaceri până la urmă verificate acum de procurori. Da, avem povestea lui Dragnea, Teldrum. Aflăm de câteva luni că e o mare problemă cu Teldrum, deși afacerea asta este construită de peste 10-15 ani și funcționează racordată la banii publici. Da? Avem pe de o parte procurori și judecători, da, instituții ale autorității judiciare, care funcționează ca o castă, că e o bătălie de putere. Pe de o parte clasa politică, oamenii spunole, politicienii se apără pentru că sunt corupți. De partea cealaltă, serviciile de informații, cei din sistemul de forță care se luptă cu clasa politică. Noi stăm la mijloc. Pentru ce se oamenii lupta? Simplă. Pentru putere, unii pentru putere, alții pentru libertate, domnule Dragomir. Noi și pentru bani. Noi ăștia pentru care averi, urmărim... Pentru averi mărețe. Noi ăștia care urmărim războiul ăsta, dat între instituțiile statului. Ăștia își fac protocoale, politicienii luptă cu alte arme prin Parlament și așa mai departe. Noi la mijloc, oamenii care urmărim războiul ăsta, ce vină avem? Noi suntem avem vina că trăim. Lor. Avem o vină mare că trăim și că încă suntem liberi, nu ne-au băgat la pușcărie pe cei vocali. Pe și cei care spun adevărul. Și politicienii pot face abuzuri prin funcțiile lor pe care le dețin administrative, da? Dacă îți vine garda financiară, îți vine antifrauda, îți vine DSV-ul, îți vin organele de anchetă ale puterii executive peste tine, te distrug ca afacere. Pe de altă parte, dacă intri în gura ăstora și intri pe un culoar de ăsta judiciar, te ia frumos din fața casei cu un denunț și pușcărie scrie pe tine. A, n-ai nicio scăpare. Abuzuri fac dacă ambele dai, părți dacă dai implicate în acest corect, război, domnule Dragomir. N-au ce să-ți facă, dăm. Dom'le, dacă ai, dacă dai de un judecător cu sânge în instalație, n-au, dom'le, ce să-ți facă. Dar problema este că nu dai. Sunt câțiva care sunt în câmpul tactic, care sunt în poziție de drept. Dragomir, vezi, de data asta nu mai scapă. Ia, curățați-o. N-ai, dom'le, nicio scăpare. Haideți să vă spun, o să vă dau o informație oficială. Ce spune într-un raport, apropo de această repartizare aleatorie? Într-un raport Greco. A venit în România și a analizat cum se face justiție, dacă este independentă, că noi ne dăm numai când ne ceartă că nu facem anticorupție, când ne ceartă că nu suntem corecți, asta nu se dă. Știți? Și spune că există cazuri în care s-a constatat că nu a fost aleatoriu distribuit dosarul. Și că aceste cazuri, într-adevăr, ar trebui să se ia măsuri să fie eliminate.
și zice, dar în ansamblu așa, se pare că distribuția aleatorie ar fi dominantă în practică. Deci, practic, a venit o instituție, iată, Greco, care are un rol anticorupție. Tot dăm exemplu, a venit Greco și ne-a zis să facem, să luptăm, să băgăm cu corupții la pușcărie. Care ne spune că i-au constatat, făcând anumite verificări, că nu sunt repartizate aleatoriu dosarele și ne recomandă să luăm măsuri să fie repartizate aleatoriu. S-a luat vreo măsură? Ați văzut dumneavoastră vreo măsură în România de repartizare aleatorie? Nu! Deci se recunoaște inclusiv la nivelul instituțiilor internaționale că aceste dosare nu sunt repartizate aleatoriu. Anumite dosare. Anumite dosare. Asta este problema, că acele dosare unde sunt probe, alea nu sunt o problemă. Dom'le, există probe, există interceptări, există denunțuri, există contracte, există bani în conturi. Acelea nu sunt o problemă, le dau oriunde. Orice judecător din orice țară de pe planeta asta, acele dosare s-ar solda cu o condamnare. Problema este dosarele contrafăcute. Ce se întâmplă cu ele? Merg ele pe făgașul lor normal sau nu? Problema este că nu merg pe un făgaș normal și ele ajung la anumiți judecători care dau anumite soluții. Sau se construiesc judecători cât mai mulți care să dea anumite soluții. Pentru că iată judecătorii care pronunță soluții de achitare și eu le felicit pe judecătoarele domnului Mitică Dragomir, că au avut curajul acesta cu acel prejudiciu, chipurile prejudiciu, să pronunțe o soluție de achitare. Pentru că două judecătoare care au pronunțat achitare pe un prejudiciu mai mic decât la domnul Dragomir, judecătoare și un judecător au intrat... Care, atâta au studiat dosarul, da, încât la un moment și dat foarte curajos, știau mai multe decât avocații și decât noi. Da. Doamne, extraordinar. Asta extraordinar, adică s-au pregătit. Alte două judecătoare s-au dus la pușcărie că au dat achitare pe un dosar cu prejudiciu. Dacă aveați arest sau reținere, greu de crezut că va achita. Păi, domnule, stați un picuț. M-au arestat. M-au ținut. Avut o perioadă. M-au reținut 4 ore. Sau 5 ore și m-au luat noaptea de la ora 12 noaptea. Dacă vă dădeam 30 judecat, de zile, nu cred că ieșați așa de ieftin. Am avut noroc de 2 judecători în vârstă, profesioniști, nu care au cerut probe. Cu experiență. Au cerut probe. Băi, dați-mă o probă să-l curăț. Dacă n-a existat nicio probă, ați mai pomenit. Dar fiți atent ce vă spun acum, doamna judecător. Eu am primit 7 ani într-un proces și 5 ani. Deci 12 ani într-un proces. Pentru delapidare din patrimoniul ligii. Da. Niciun ban n-a avut liga. Banii nu erau ai ligii. Banii erau ai cluburilor. Cluburile au consiliul de administrație. Deci membrii adunării generale ale ligii nu erau persoane fizice, erau persoane juridice. Și pe mine, fiți atent aici, și m-a pus că participare improprie, da, ați mai pomenit așa știu, ceva și mi-a 7 ani. Iar pentru evaziune, mi-a zis în felul următor, întrucât domnul Dragomir este responsabil cu terții, înseamnă că actele contabile au fost făcute de domnul Dragomir. Și mi-a 5 ani și pentru asta. Domnul Dragomir, frate, noaptea minții, bă, fraților, este descris în cărți. Știți să faceți acte contabile? Nu, ce pregătire. Păi nu, domnule, dar n-ai voie să faci așa dar ceva. Dar Dragomir, n-ai eu, voie, domnule, eu tu dracu, trebuie să ai fi de specialitate. Iar eu aveam așa, director economic, contabil șef, contabil casier. Dar mai e alta. Factura, că eu nu mai eram președinte, fiți atenți aici. Și factura nu e semnată de mine. Nici n-a ținut cont de mine, nu s-a uitat, nici n-a citit dosarul, domnule. Domnul Dragomir, dar noi toate comisiile au fost Daniela Toader o cheamă, pe judecătoare. Ce vorbim? Păi domne, știți contabilitatea, păi noi nu suntem evaluare, așa... astea-s dosarele DNA, înțelegeți? Ați mai auzit așa ceva, domnule? Nu știți să faceți contabilitatea. Și eu vă rog, domnule, haideți, domnule, o seară să vin cu motivația dânsei, dumneavoastră să fiți procurorul diavolului, mai luați unul mai al dracu ca dumneavoastră și domne, puneți-mă pe mine și dacă eu am vreo tangență, rețineți ce vă spun, vreo tangență cu procesul ăsta în care am 7 ani și 5 ani, îmi tăiați mâinile aici, eu mi le tai, domnule. Ați mai auzit așa ceva? Noi n-am nicio tangență, rețineți ce vă spun. Și atunci care ar fi explicația? Ordin! Așa cum mi s-a zis. Nu taci? Nu. Până vineri te luăm. Așa a fost. Așa a fost. Și m-a și luat până vineri. Acum Dumnezeu i-a pedepsit și pe ei. Alții i-au luat pe... Aha, numai și Coldea a căzut, și Ponta a căzut, și Oprea a căzut.
Mai e unul, Dâncu, care a contribuit la curățarea noastră. Dacă erau așa de puternici, de ce au căzut? De, domne, Dumnezeu i-a curățat. Fiți atenți. Pe unul cu colectivul. Dumnezeu lucrează prin oameni. Domne, pe... Mie îmi pare rău de vieții oameni care au murit la, la colectiv și a căzut ponta. După aceea, bietul polițist, altfel ăștia nu cădeau niciodată, domnule. Ăștia băgau oameni la pușcărie pe bandă rulantă, domnule. Domne, pe bandă rulantă, țineți minte ce vă spun. Dar nu-i băgă ei la pușcărie, îi bagă judecătorii, că pe mine asta mă doare. Nu-i băgau ei. Da. A, n-aveți probe pentru asta. Nu, domnule, nu ei. Dacă te bagă cineva, te bagă tot judecătorul. Nu, domnule, dar dacă ei erau coordonatori de doctorate, iar judecătorii și procurorii erau cei care luau doctoratele, da, și domnule, este noaptea minții, domnule, dumneavoastră, nu știți ce s-a întâmplat în această țară, domnule. Haideți, și dacă... nimeni, rețineți, nimeni, toată lumea, Batista pe țambal când e... Dar de ce se pune Batista pe țambal? De frică, probabil. Domnule, pentru că sunt interese financiare ieșite din comun. De ce nu opresc tăierea pădurilor? De ce am vândut toate bogățiile? Apa nouă vândută, electricitatea vândută, petrolul vândut, pământul vândut, păturile vândute. Și noi suntem aici nimănui. Și toată lumea ne stoarce, ne stoarce. Acum, nu cumperi de la noi avioane? Ho-ho, să vezi ce pățești. Nu cumperi de la noi rachete? Ho-ho, la pușcărie. Dom'le, nenorocire, dom'le. Până nu se ridică, uitați-vă numai la cei de la putere, inclusiv cu acest guvern. La fel ca un șarpe care i-ai tras Batista pe gură. Pe la televizor dau din coadă, mișcă din coadă. Nu pot să muște, nu pot să fac nimic, nu poate să facă nimic. Uitați-vă, un guvern și un ministru al justiției nu poate să schimbe nenorocirile de coduri. Se duc oamenii nevinovați la pușcărie zi de zi. Ministrul Tudorel Toader la investitură a spus că are și a 3 săptămâni ca să pună în acord codurile penale. Păi atâcușa... nu tot pachetul de lege al justiției, doar chestiunile legate de codul penal, deciziile curții constituționale. Păi aveam să vă citesc ceva dintr-o decizie ca să vedeți cum le respectă judecătorii. Da? Dacă îmi permiteți. Este vorba de faimoasa decizie 51, unde Curtea Constituțională spune care vor fi efectele acestei decizii și spune că ele vor fi erga omnes. Ea nu se va aplica într-adevăr în privința cauzelor definitiv soluționate, însă se aplică în mod corespunzător în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată. Da? Adică ne spune că toate cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată vor avea de aplicat, toți acei judecători deciziile vor avea de curții. Aplicat decizia aceasta, care este obligatorie și care, dacă ea nu este respectată, că acum facem legătura și ce, cam ce înseamnă și ce efecte poate avea această declarație comună, cât este ea de nocivă. Și spune, cine nu le respectă, teoretic, există o abatere disciplinară în 303, în articolul 99, litera Ș, de respectarea deciziilor Curții Constituționale. Doamna Mucanu, ce fel de om să fii ca judecător? Da. Să ai în față un dosar, să ai o decizie a Curții Constituționale care spune că omul ăla pe care îl judești tu este exonerat, pentru că este decizia Curții care a lămurit și povestea cu abuzul în serviciu. Stați că vă citesc imediat și vă și spun ce judecător să fii. Să-l condamni, având decizia Curții, dar cea mai înaltă autoritate. Haideți să vă spun. O doamnă judecător de la Înalta Curte a fost investită cu o astfel de cauză și s-a spus, vă rog să aplicați decizia Curții Constituționale. Și sărmana femeie a zis, da, domne, așa este, trebuie să aplicăm decizia Curții Constituționale. Și a eliminat, adică a pus în aplicare decizia, a eliminat toate probele, pentru că acelea erau probe, obținute nelegal, adică în dezacord cu decizia Curții Constituționale. Și a făcut, bineînțeles, DNA-ul contestație împotriva soluției de cameră preliminară a doamnei Francesca Basile. Okay. Are dreptul procurorul să facă contestație. Sigur, și ce credeți că au spus cei doi judecători? Spune, chiar dacă regula este că probele ilegal obținute trebuie să fie excluse, deci practic recunosc că trebuie să... Minții, bun. Da, zice, jurisprudența a admis în unele situații chiar și probe obținute ilegal. Aceste situații devenind veritabile excepții de la regulă. Adică zice, doamna, dacă au mai fost unii puțin, care au mai aplicat... Nu-mi vine să cred. Da, asta dacă au mai fost unii care au mai acceptat probe nelegale, da, judecător domnul Pistol și doamna Ana Maria Dascălu. Acum să vedeți ce culmea, ce este doamna Ana Maria Dascălu, un om mic cu domnia sa. O fi un judecător bun așa în general. Cum poți să fii judecător să spui este așa judecător ceva? Care... Nici nu mă interesează subiectii dosarului, nu mă interesează. Nu, nici nu sunt atât de... Domnul Dragomir, mai ce citim face? O dată, că poate nu cunoaștem limba română, da?
Chiar dacă regula este că probele ilegal obținute trebuie să fie excluse, jurisprudența a admis în unele situații chiar și probe obținute ilegal, aceste situații devenind veritabile excepții de la regulă. Deci oamenii ăștia, judecători, spun... Da. Cu probe și obținute ilegal. Dacă îmi permite să vă spun de ce este legat de CSM, de ce este legat de CSM acest lucru? Pentru că doamna Ana Maria Dascălu este pensionată. Pentru a-și putea, sau are vârsta de pensionare, mă scuzați, 65 de ani. Să fie pentru sănătoasă. A putea rămâne în activitate, trebuie să ceară prelungire periodică de la CSM. Deci eu mă întreb, dacă doamna Ana Maria Dascălu nu ar face ce îi spune DNA-ul, i s-ar mai prelungi aceste, că înțeleg că sunt parteneri în lupta anticorupție, deci trebuie să dea condamnări, nu? Înțeleg judecătorul care e partener pe anticorupție și să păstreze probe nelegale. Da, deci cu probe nelegale facem lupta anticorupție. Și atunci se leagă. De aceea s-a semnat acest protocol. Adică, doamna Ana Maria Dascălu, continuați dumneavoastră să acceptați probele nelegale și noi vom continua, cei de la CSM, iată, doamna Ghena, vom continua să vă menținem în activitate. Dacă îndrăzniți să aplicați legea, adică să eliminați probele nelegale, atunci nu vă mai prelungim. E simplu. Ce au scris negru pe alb grozăvia asta? Păi ce puteau să spună dacă era ce evident? Ce vorbire ați, domne, așa? Să vă spun, și dacă judecătorul fondului, care nu prima are... Dată când citesc după aproape și care judecătorul 18 ani de presă, așa. Da, domne, le eliminăm. Să vă spun eu, procurorii au cerut expertiză contabilă într-un dosar al meu. Și experții contabili au spus, nu este evaziune fiscală, nu este de lapidare. Care experți? Ai lor, nu l-au pus de mine. Și procurorul pune o întrebare. Da, dacă ar fi fost fictivă operațiunea. Păi, da, dacă ar fi fost fictivă, înseamnă că exista. Aveți probe că e fictivă. Da. Întrucât nu există nicio probă, noi considerăm suspiciuni rezonabile că operațiunea a fost fictivă. Și au transformat-o ei în evaziune. Ați mai pomenit așa ceva? Era fictivă sau nu? Că nu mai înțeleg. Din pix, domnule, n-auziți? Domnule, de asta vreau să vin cu documentele, cu actele, domnule, este, să vin așa. Dacă așa este, ei pot spune despre orice operațiune comercială, domnule, dacă ai plătit 10 lei pe ceva, domnule, nu e, e fictivă. Da, și ceva la evaziune fiscală. Exact, așa se procedează. Poți să faci un contract. Eu cu dumneavoastră fac un contract să facem un contract de asociere în participare, să facem paharul ăsta. Vine DNA-ul, nici n-au voie, pentru că contractele în asociere în participațiune nu țin nici de ANAF, nu țin nici de DNA, de nimic, pentru că contractul de asociare în participațiune, fiecare își păstrează bunurile. Ați înțeles? Dacă eu am intrat în asociație cu dumneata cu 3 lei și dumneata cu 3 lei, când se sparge buba, dumneata ți-ai 3 lei ai dumneitare, eu 3 lei ai mei. Ați înțeles? Fiți atenți. Procurorul o transformă în ce vrei, în abuz, în evaziune, în delapidare, în toate tâmpenile din lume, în spălare de bani, în tot. Ați mai auzit așa ceva? Chiar dacă tu nu iei niciun salariu, niciun dividend, niciun leu și ai și pierderi în timp, nu-i interesează, domnule, la pușcărie! Haideți să luăm o pauză comercială după publicitate. Încep să apară informații extrem de interesante din zona judiciară. Da? Din zona judiciară se scurg informații, documente, fotografii extrem de interesante despre doamna Chioveși. După cum știți, a existat un război judiciar între procurorii DNA și procurorii DICOT. În prima fază, un apropiat al doamnei Chioveși, comisarul de poliție de crimă organizată Traian Berbeceanu, a fost arestat. Apoi DNA a mers peste cei care l-au arestat pe Traian Berbeceanu și a arestat la rândul lui, da? Departamentul Național Anticorupție a arestat pe procurorii DICOT, care l-au arestat pe Traian Berbeceanu. La acea vreme s-a speculat că războiul acesta între procurorii DICOT, între doamna Chioveși, doamna Alina Bica, ar fi pornit de la comisarul Berbeceanu. Lumea Justiției a publicat fotografii de acum mulți ani care arată că doamna Chioveși și Traian Berbeceanu aveau o relație de amiciție. Traian Berbeceanu, polițistul de la Alba Iulia, susține că era normal ca să aibă o relație apropiată cu doamna Chioveși, așa cum a avut cu foarte mulți procurori de la crimă organizată din Alba și din Sibiu.
Ce poate ascunde acest caz Berbeceanu, o să vedem după o scurtă pauză.